Ei bine, avem și tricouri cu Star Wars, așa că nu vă faceți griji, suntem complet echipați pentru a vorbi despre universul Star Wars. Așa că hai să-i dăm cu recenzia la Star Wars Visions. Ei bine, da, astăzi vorbim despre Star Wars Visions. Este săptămâna animațiilor, deși suntem de abia la al doilea clip, a doua recenzie de animații. Dar abia așteptam să vorbim despre cea mai recentă apariție din universul Star Wars și cred că cea mai controversată producție în ultima vreme și în continuare nu și-a luat mai mult hate decât noua trilogie. Ei bine, Star Wars Visions cu ale sale, cred că 8 episoade? Da, la What If au fost 9 și la Visions cred că 8. Sau 9? În fine, cele mai diferite episoade între ele, vreau să zic, adică pornind de la un prim episod, The Duel, care este preferatul meu și mi se pare un episod genial, abia aștept să citesc și novelul cu Ronan, care este, cred că, singura poveste ce a fost adaptată mai departe de serial până acum. Și de la The Duel pornim chiar în episodul 2 la o poveste care e despre cântat, despre o trupă din galaxie. Deci, da, ai diversitate, extrem de multă diversitate în acest Star Wars Visions și exact asta voiam, pentru că sunt 8 episoade, nu, sunt 9 episoade, da? Sunt 9 episoade de la 7 studiouri de anime și exact asta voiam. În fiecare episod voiam diversitate și povești cu totul diferite. Și din acest punct de vedere, toate aplauzele pentru acest serial ne-a oferit diversitate. Acum că toate episoadele sunt foarte bune, nu sunt toate foarte bune, dar sunt episoade care o să merite o șansă 100% și este cu totul altceva pentru universul Star Wars. Este ceva ce te asigur că nu ai mai văzut în Star Wars, ceva la care nici nu cred că o să te gândești și este altceva, este cu totul altă mâncare de pește pentru Star Wars, ceva ce din nou nu a mai fost făcut și sper să fie făcut în continuare. Este primul anime Star Wars care este în întregime anime. Clone Wars-ul, primul, mă refer cel din 2003, a mai avut influențe de anime, dar na, rămânea în continuare ceva mai animated, nu anime. Pe când acest Visions este cu totul anime. Vine de la studiouri de anime din Japonia și deși are episoade foarte bune în spate, în continuare primește destul de mult hate. Mare parte din hate cred că vine de la fanboy Star Wars, pentru că îi înțeleg, pentru mulți pur și simplu universul Star Wars nu poate fi schimbat sau nu poate fi alterat într-un anime. Și mulți o văd ca pe o poveste sau ca pe povestea din filme, adică mulți nici măcar nu apreciază Clone Wars, deci de ce ar aprecia Star Wars Visions. Este cu totul ok, adică înțeleg de ce mulți nu ar gusta și Star Wars ca și anime, dar în același timp de ce să nu dai o șansă și acestui serial? Înțeleg în continuare de ce nu ai vrea să te uiți, dar măcar dai o șansă. Măcar dai o șansă dacă, mai ales dacă ești fanboy Star Wars. Dacă e să vorbim de vizual, serialul arată extraordinar de bine și da, mă întorc tot la primul episod și din punct de vedere al vizualului, pentru că primul episod este într-adevăr ceva special. Primul este alb-negru și doar cu câteva nuanțe pe aici pe acolo de culoare. Este un stil desenat în cu totul, pare desenat întru totul și mi-a plăcut la nebunie. Episoadele durează de la vreo 12 minute până la 25, ceva de genul. Și una peste alta m-am distrat și am avut o experiență mult, mult mai plăcută decât la What If. Asta evident pentru că sunt și eu un fan extraordinar de mare Star Wars, mult mai mare decât Marvel. Dar în continuare mi se pare un serial mai bun, obiectiv vorbind, mi se pare mai bun decât What If. Adică dacă m-ar întreba cineva acum, băi, ce-mi recomanzi dintre What If și Star Wars Visions, eu nefiind fan nici Marvel și nici Star Wars, i-aș zice cu siguranță Star Wars Visions. În primul rând că în What If cred că te-ai pierde dacă nu ai fi fan Marvel, pe când la Star Wars cred că ar fi punctul de plecare ca să intri în universul Star Wars. Cred că este îndeajuns de bun încât să te introducă în universul Star Wars. Sunt 9 episoade la care vei găsi chestii atât și atât de diferite și interesante în același timp.
Este divers și divers în modul plăcut pentru că are foarte, foarte multe chestii introduse în doar 9 episoade. Serialul nu este canon, ceea ce mi se pare un aspect pozitiv pentru că poate să ducă în orice direcție vor, în orice extremă și poate să atingă orice punct vor, fără să afecteze timeline-ul principal Star Wars sau, mă rog, canon-ul Star Wars, zic cum vrei. Și oricum, cu toate acestea, avem și personaje pe care le știi deja, precum Boba Fett, precum Jabba the Hutt și așa mai departe, adică apar și unele personaje pe care le-ai mai văzut și care fac parte din canonul Star Wars. Dar poveștile, toate aceste povești, nu fac parte din canon și, din nou, mi se pare un aspect pozitiv. Din nou, nu uitați că există și un novel cu personajul din primul episod, din The Duel, dacă vreți să consumați ceva și în afara serialului, dar tot bazat pe cineva din serial și evident că am numai cuvinte de laudă. Probabil v-ați fi aștepta să dau un el, dar nu este cazul. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Așa că vă rog, dați-o șansă și chiar dacă este anime și mulți dintre voi nu sunteți fani, dați-o șansă. Este Star Wars și mai ales pentru fanboy, eu cred că o să vă placă. Dacă sunteți dispuși din nou să treceți peste unele aspecte de anime. Pentru mine și mă bucur, a venit acest serial în cel mai potrivit moment, pentru că în această perioadă chiar m-am apucat și de animeuri, am văzut până acum Vinland Saga, iar acum acest Star Wars Visions, deci da, a venit într-un moment perfect. Și într-un final, o mai zic pe asta și închem, am apreciat faptul că este pur animeurilor. Nu face vreun sacrificiu doar ca să mulțumească noi fan Star Wars, fanii noi trilogii sau așa mai departe. Este true to the anime genre. Este un serial anime în adevăratul sens al cuvântului și, din nou, vă zic, dați-i o șansă. Așa că nu uitați să lăsați în comentarii părerea voastră despre Star Wars Visions, aruncați un ochi și peste recenzia de ieri la What If, iar, ca de fiecare dată, mulțumesc pentru vizionare, nu uitați de un like, share și subscribe, aruncați un ochi și pe canalul The Boys, unde postăm la foc automat. Mulțumesc pentru vizionare și, ca de fiecare dată, ne vedem data viitoare.